Sâmbătă, 9 mai 2015, în mai multe orașe din țară, inclusiv în Suceava, va avea loc primul protest major împotriva despăduririlor abuzive care au lăsat România numai câțiva ani cu mai puțin de jumătate din suprafața împădurită pe care o avea în 1989. Situația este cu atât mai gravă cu cât în România există jumătate din suprafața totală de pădure virgină din Uniunea Europeană, iar la nivelul clasei politice există numai complicitate cu beneficiarii despăduririlor abuzive, așa cum ne indică chiar gestul recent al președintelui Klaus Iohannis de întoarcere către Parlament a legii care punea capăt monopolului companiei austriece Schweighofer Holz Industrie. Se cere totodată interzicerea microhidrocentralelor și fracturării hidraulice, cât și combaterea poluării și braconajului, atât pe apele cât și în pădurile României. Ce ne puteți spune despre protestul de pe data de 9 mai? Ce presupune acesta mai exact? Protestul este organizat în toată țara, în multe orașe din țară, și este pentru oprirea despăduririlor abuzive. Iar noi în Suceava milităm și pentru protejarea apelor de poluare și braconaj. Cum aveți de gând să opriți acest braconaj? În primul rând, prin implicarea autorităților și aplicarea legilor, pentru că autoritățile nu se implică, dar mai important decât braconajul este oprirea despăduririlor ilegale și a tăierilor ilegale din păduri. Ce rezultate credeți că va avea acest protest? În momentul în care vom ieși mulți în stradă, cu siguranță vom avea un impact și vom fi luați în seamă. Atâta timp cât vom sta acasă, fiecare își va face treaba lui. La câți voluntari vă așteptați să vină în stradă? În momentul actual avem 400 de oameni care s-au înscris la eveniment numai în Suceava. La nivel de țară sunt câteva zeci de mii deja. Am nevoie de implicarea oamenilor pentru familia mea din pădure. Acesta poate fi unul din mesajele care se vor transmite începând de mâine de la ora 18 în parcurile din Suceava, în fiecare după-amiază până în ziua protestului. Ca țintă sunt copacii parcurilor și familiile cu copii care au ieșit la plimbare prin parcuri. Se vor face cât mai multe fotografii, care ulterior vor fi distribuite pe Facebook și mass media, atât de beneficiari, cât și de părinții implicați ad hoc. Este nevoie de cât mai mulți voluntari pentru ca ideea să aibă impact maxim. Fiecare participant va avea la el cel puțin un mesaj scris pe o bucată de carton, se pot crea o infinitate de variante de mesaje pentru protejarea pădurilor și apelor țării, marcare de diferite culori și bandă cu scoci lată. Mesajul protestului este: fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în jurul tău. Implicarea fiecăruia dintre voi contează. Indiferent că veți participa sau nu veți putea participa la acțiunea de protest din data de 9 mai 2015, din motive variate, este important să dați share evenimentului pe Facebook și să vă invitați prietenii și cunoscuții.